Să o ascultăm cu drag și mare atenție pe doamna prim-ministru. Hristos a înviat! Mai cu forță, Hristos a înviat! Mă bucur să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră. În timp ce veneam spre Nucet, Rovana Plumb îmi trimitea poze de la aceea sărbătoare a izvorului tămăduirii, dar și a Nucetului din 2014. Mă gândeam cât de repede au trecut ani, dar în același timp mă gândeam câte lucruri ați reușit dumneavoastră aici la Nucet, alături de primarul dumneavoastră, să realizați. Și cred că acest lucru este foarte important. Am ținut astăzi să vin în mijlocul dumneavoastră, să vin alături de colegii mei, alături de Rovana, alături de Gabriela, pentru că la noi, la români, se spune că sărbătorile se petrec în familie. De 5 ani de zile de când vin aici, pot să spun că de fiecare dată m-ați primit ca într-o adevărată familie. Am vrut să particip la slujbă, în această zi importantă, în săptămâna luminată, izvorul tămăduirii, când toți ne gândim la vindecare, la credință, iar credința trebuie să ne apropie și să ne facă mai buni, să ne pese mai mult unul de celălalt, să dăm dovadă de mai multă solidaritate, să vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să vedem care sunt problemele, iar noi să venim cu răspunsuri la ele. Sper că această zi să-i vindece și pe cei care în suflet au atâta ură, pe cei care nu au înțeles că aici, la Nucet, aici în Dâmbovița, la Baia Mare, la Satu Mare, în Moldova, oamenii au nevoie de unitate. S-au săturat de dezbinare, ceartă și scandal. De aceea eu am încredere că în această zi sfântă toți ne gândim la cum putem să acționăm mult mai uniți, cum putem să dăm dovadă de solidaritate atât pentru comuna dumneavoastră, dar și între generații, și între profesii, și poate cum putem să dăm dovadă de mai mult respect între partide politice, chiar dacă ne aflăm în campanie electorală. Am spus întotdeauna că eu cred în respect, cred în oameni, cred în consens, cred în echilibru. Pentru că numai aceste lucruri ne pot face să facem pași importanți înainte. La noi, la români, dezbinarea și ura nu a fost o caracteristică și depinde de noi toți să schimbăm aceste lucruri. Eu, prim-ministru României, o să îndemn pe toată lumea ca să fie mult mai unită și să dea dovadă de mai multă solidaritate. Am ținut să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră să vă spun la mulți ani cetățenii comunei Nucet. Am ținut să fiu alături de un primar, o doamnă primar pe care o respect și o iubesc foarte mult. Am ținut să fiu alături de dumneavoastră pentru că fiecare, împreună cu doamna primar, ați pus cărămidă cu cărămidă să construiți ceea ce este Nucet astăzi. Și vreau să vă felicit pe fiecare, să vă spun să mergeți pe același drum și în același timp să știți că în Guvernul României aveți un prieten și un partener. Mult succes în continuare! Nu în ultimul rând, am venit aici să susțin două colege dragi. Să o susțin pe Rovana Plumb, prima pe lista pentru europarlamentare, să o susțin pe Gabriela Zoană, să susțin lista PSD la alegerile europarlamentare. Vorbeam de unitate, vorbeam de mândria de a fi de aici, din Dâmbovița, de a fi de aici, din Nucet. Trebuie să vorbim de mândria de a fi români, să cerem să fim tratați cu demnitate, să nu dăm socoteală la Bruxelles, ci Bruxellesul să ne trateze cu respect. A ține cu țara ta și a fi patriot
nu înseamnă să nu fii european, înseamnă să fii bun român și în același timp european. Mult succes, dragile mele colege, și sunt convinsă că veți reprezenta cu mândrie și cinste România la Bruxelles. Nu în ultimul rând, de Ziua Internațională a Presei, vreau să vă spun la mulți ani, să vă mulțumim pentru toate știrile corecte, să fiți mereu în mijlocul evenimentelor, pentru că sunteți o putere în stat și mizăm pe corectitudinea și implicarea dumneavoastră. La mulți ani, Nucet, mult succes colegilor și felicitări, doamna primar, pentru tot ce ați realizat împreună cu locuitorii localității. La mulți ani!